Bun, deci salutare tuturor, bine v-am regăsit, adică am făcut intro-ul de fapt la acest car vlog. Suntem aici în Logan și vom face astăzi un video cu Loganul prin Buzău, că aici locuiesc, na, pentru cei care nu știți, sunteți noi pe canal, locuiesc în Buzău și vom discuta despre problema cu Loganul în societate, de ce Loganul nu prea este iubit, este iubit de către majoritatea oamenilor, că na, știți și voi stereotipul acela cu Loganul, tigaie cazan, dar este foarte apreciat de foarte multă lume, din, mai ales din România, dar și din afară, pentru că am fost și prin Germania acum ceva timp și să știți că am văzut și pe acolo câteva daci din acestea și vom discuta pe parcursul videoului de ce cred eu că mașina asta își merită banii și chiar este o mașină bună pentru, să zicem așa, pentru un om obișnuit care nu are pretenții și vrea o mașină nouă pe care se bazeze. No. După cum vedeți, mașina acum este pe gaz, pe GPL și avem, după cum vedeți, am făcut cu ea în aproape 3 luni 7709 km. Bun, așa, lăsăm ăsta, îl oprim. Hai să dăm un pic de climă. Sper să nu se audă așa, ok. Haide să mergem. Ne vom plimba prin Buzău, nu am un traseu exact așa să zic, ne vom plimba prin zona centrului, adică acum sunt la stadion aici, la stadionul de atletism, aici la fabrica de lapte, cum o știu, cunosc unii mai vechi de aici de prin Buzău și ne vom îndrepta spre centru și haideți să discutăm. Deci, Loganul, adică Dacia asta, orice Dacia, nu musai Logan, dar eu mă refer la Logan în acest video. Mulți nu apreciază, au pretenția că dacă o iei cu 10.000 de euro sau să aproximăm așa, până în 10.000 de euro, o să ți ofere ceva, ce îți oferă un BMW din ăla din față de acolo, nu știu dacă îl vedeți dumneavoastră, e un BMW F10. Niciodată mașina asta nu o să se compare cu acel BMW, dar față de acel BMW, pe mașina asta te poți baza mult mai bine, deoarece o iei nouă. O iei nouă, uitați, până în 8.000, să zicem, până în 8.000 de euro, ți-o iei o mașină ca a mea și te poți baza pe ea la orice drum. Are putere, a mea are un motor, dacă nu știți, are un motor de 1.0 TCE cu turbo și cu gaz, 100 de cai, ceva gen. Și, bă, frate, te bazezi pe ea, adică merge să mă bag în depășiri și chestii de astea și nu ți-e frică cu ea. Adică, da, e zgomotoasă, de la 90 la oră se aude vântul în ea și chestii de astea, dar eu zic, pentru banii pe cât îi dai pe ea, este o mașină foarte bună. Și România are un stereotip că, na, e o roabă, e o cazan de mașină, un coșciuc și chestii de astea, dar eu nu sunt de părerea asta și cred că mașina asta chiar își merită banii și chiar te poți baza pe ea cu mult peste ce te poți baza pe alte mașini și chiar este o mașină foarte bună și dacă ești un om normal și nu ai pretenții, pentru că greșeala care e? Mulți oameni o iau și când ajung cu ea acasă, cel puțin după, bine, în primele zile ești foarte bucuros, nu prea dai mare atenție, așa să zic, la defecte sau la chestiile care nu-ți plac. Dar după o săptămână, după ce stai și petreci mai mult timp în ea, îți dai seama că are câteva inconveniente pe care tu probabil nu le-ai găsit în alte mașini sau branduri mai renumite, Volkswagen, de-astea, știți, de exemplu. Da, într-adevăr, da, este o mașină nouă, să nu uităm asta și te poți baza pe ea la orice drum și da, ți oferă multe chestii. Bine, nu ți oferă așa, are aer condiționat, are servo, are box, are chestiile astea, adică astea sunt ceva nimicuri, dar te bazezi pe ea că e o mașină nouă, mașina nouă, știți voi vorba aia, mașina nouă, mașina nouă, adică nu poți să o compar cu nimic, știți? Și asta îmi place. Mulți au impresia că, na, e proastă. Da, frate, e proastă în comparație cu alte mașini, nimic de spus. Dar v-am spus, pentru banii pe care îi dai pe ele, eu spun că este numai bun, adică la banii ăștia nu știu ce ți-ai putea lua, adică în afară de, cel puțin în România, în afară de Logan sau un Renault, Clio, Megane sau probabil o Skoda Octavia, dar la Skoda Octavia deja ne-am aruncat la o sumă de peste 15.000 de euro și să fim serioși, mulți nu cred că vor să dea atât pe o mașină nouă, adică și să fim serioși, la 15.000 cred că ți-o iei pe cea mai cheală, adică nu cred că iei tu una full, știți, și mai bine așa ți iei un Logan, o ții 6 ani cât are garanție, cum are și a mea, are 6 ani. După ăștia 6 ani, ori o vinzi, ori o păstrezi, adică oricum știți și voi problema cu Dacia, cu asta, cu tăblăraia, cu chestiile astea, adică na. Asta e și cu tabla și cu toate astea, dar
Asta e, n-ai ce faci, nu poți să scoți și preț mic și consum și calitate la un preț mic, adică să fim serioși, adică pentru banii care dai pe ea, merită, știi, rentează, mai ales uitați cum am prins-o și pe a mea, are și gaz de fabrică și rentează, adică mă plin cu 80 de lei mult, știi și voi, acum... Cu 80 de lei mă plimb aproape 500 de kilometri, dacă nu mă înșel. 480-500 de kilometri. Pot să mă plimb și mai puțin, dar na, te dai la ea și mai crește și consum. Oricum pe gaz consumă și mai mult. Trage mașina, îmi place cum se aude, mai ales care aveți modelul ăsta, cel puțin într-a doua. Stați așa să vă arăt puțin, dar să se... Uitați. Adică, bă, pe mine mă mulțumește sunetul ăsta, adică trei pistoane, dar bă, să știți că trage mult mai bine care noul meu și chestia asta, adică chiar îmi place cum trage. Adică te bazezi pe ea, vorba aia. E chiar bunicică, te strecor cu ea, e mititică, ai loc în ea, uitați, am loc mai mult în ea ca și în Renault-ul meu. Căldură bagă puțin, mai greu n-a fiind și motorul mai mic, ca să bage căldură mult trebuie să mergi cu ea, adică degeaba o ții pornită, că se încălzește foarte, foarte greu, adică trebuie să mergi puțin cu ea. Și ne aflăm acum prin ne aflăm fix lângă Casa Albă aici, uitați Casa Albă din Buzău. Suntem pe Bulevardul Bălcescu și ne îndreptăm spre centru. Astăzi foarte aglomerat, ce să vă spun, a fost foarte cald, cel puțin săptămâna asta a fost foarte cald în Buzău. Bine, nici nu mă miră faptul că a venit primăvara și chestiile astea, dar a venit primăvara și wow. Uitați, deci pe mine îmi place chestia asta, când te dai așa la aia sau de motorul ăsta, chiar te, nu știu cum să zic, așa parcă te unge pe suflet, îți dă impresia că nu e un Logan, știți? Adică na. Da, și v-am spus, eu personal acum n-am treabă cu nimeni, nu stai aici eu să oblig lumea să-și ia Logan, dar eu vă spun din propria experiență. Da, frate, după 90 la oră, de ce să min? S-aude vântul în ea, tremură pe gropi, suspensia e moale, dar bă, nu mă deranjează, adică e o mașină să folosești de o zi cu zi, nu e o mașină, de exemplu, să o ții în birou sau chestiile astea. E o mașină cu care să te descurci, vorba aia. Nu. E o mașină cu care te descurci și, să fim sinceri, chiar își merită bani. Știu că am zis mereu în video ăsta, își merită bani, dar să știți, chiar își merită bani. Adică, nu știu, v-am spus ce v-ați putea lua până în 10.000 de euro. Nu, cam asta aici până interior. Are așa o tapiserie neagră. Na, volanul fără piele, cel de cauciuc. Un cauciuc foarte plăcut așa la atingere, adică mulți ziceau că ți-alunecă mâna, dar nu, chiar nu ți-alunecă mâna. Are aer condiționat, are nou casetofon, ați văzut în review-ul pe care l-am făcut. Bă, mie îmi place, sincer, chiar îmi place, nu credeam că o să-mi placă așa de mult un Logan și chiar îți mulțumit de ea așa cât de cât, adică nu-ți creează așa probleme. Bine, are unele mici probleme, că na, cu izolația asta pe la roțile din spate și chestiile astea, dar chiar e bună. Așteptăm mult, durează mult mai ales semaforul ăsta de aici, te duci spre centru, durează foarte mult și e stresant așa dacă te prin bine, nu e ca în București, am fost și acum câteva săptămâni prin București, dar acolo, vă spun sincer, e altceva. Am făcut de pe calea Giurgiului până în Pipera, am tăiat București în două și am făcut aproape o oră, 45 de minute, aproape o oră. Băi, frate, era bară la vară, cel puțin în zona acolo, nu știu, Regina Maria, Universitate, era, Doamne, am zis că mor acolo. Să mergi cu a întâia aproape 5 km prin București, te ferească Dumnezeu. Doamne, nu știu, cei care stați în București, cred că mai bine vă duceți pe jos la muncă. Acum, da. Mai bine te aduci pe jos. Nu, m-aș muta în București, Doamne ferește. Ce ai, frate, Buzău, e floare la urechi, ești nebun la cap. București, ce am văzut acolo, Doamne. Bă, și
la verde, dacă n-ai plecat la verde, deci când s-a făcut verde, cel puțin primul din față, dacă nu pleacă, băi, să-l bată taximetriștii și mai mult de numă. Cu jurături, cu tot felul de astea, știți? E teroare în București ăla, doamne. Ce e acolo, e... Să-ți bași piciorul, ce e acolo în București. E teroare grav. Ia uite și pe ăștia cum s-au pus pe prima bandă aici. Dar bine, ăștia cred că s-au dus să ia ceva, dar mă rog, n-avem noi treabă cu ei. No, am ajuns aici, suntem la platou Dacia Hotel Pietroasa, na, cei care sunteți din Buzău și știți. Ne vom duce acum spre zona gării, gara din Buzău. Așa. Suntem aici pe lângă liceul economic din Buzău. Ăsta e de aici, ia să-l vedem. Am zvară și liceul. Bine, eu n-am fost la economic, uitați ăsta de aici. Eu n-am fost la economic. Nu sunt atât de deștept să fiu la economic, vorba e. Așa, aici avem strada așa cu neastea, cu sens unic, cu... Așa, aici ăsta de aici e liceul HD-ul. Cel mai renumit liceu din Buzău, adică aici ajung doar vedetele. Aici pe stânga avem liceul HD, iar aici pe dreapta avem bistro, cea mai bună terasă pentru, na, pentru aniversări, pentru zile onomastice, pentru de asta aici e bistro. Și acum sunt fericit că vă arăt așa pe filmare, na, că am ajuns aici la gară, să vă arăt și voi, na, cei care nu stați în Buzău, să vă arăt și locomotiva. E o locomotivă care, din câte am înțeles de pe grupul de la primar, e o locomotivă care a fost printr-un depou pe aici, prin Buzău. Locomotiva, nu mai știu, e din 1927, habar n-am. A stat în depou ruginită și acum 2 ani s-au apucat de recondiționare. Este recondiționată de la zero, uitați-o în față acolo, ca monument. Este recondiționată de la zero, din câte am aflat, ca să fie expusă. Na. Și a expus-o ca monument, am fost când a pus-o prin august, anul trecut au pus-o, s-au chinuit aproape o zi și o noapte până au pus-o. Na. S-a calat și macaraua, s-a îndoit, e foarte grea, adică are undeva la 60 de tone. Acum nu știu dacă mă credeți, dacă am așa are, uitați-o, are... E, oricum e foarte, foarte grea. Aici e gara, mă rog. Și acum ne îndreptăm spre parcul Marghiloman. Bine, colegiul tehnic, chestiile astea, na, strada asta cu colegiul tehnic, care e plină de gropi, adică zici că e după bombardament aici. Asta e bombardamentul din Buzău. M-am auzit așa că vrea să asfalteze așa, de exemplu, Bulevardul Unirii, strada Transilvaniei, deci care stați în Buzău și stați pe strada Transilvaniei acolo, știți și voi cum e după bombardament? Adică acolo să te ferească Dumnezeu să ai o mașină scumpă sau așa, că dacă ai să schimbi la bucșe și la brațe, de, o să-ți vină rău. Dar am înțeles că până în 2023-2024 o să le asfalteze, bine, cel puțin Bulevardul Unirii este cea mai aglomerată arteră din Buzău și la ora actuală ea chiar ar necesita, bine, și strada Transilvaniei, că face legătură încolo spre Vernes, spre Nișcov, dar parcă mai bine așa asfalta, frate, Unirii. Ce facem aici? Depășim, îți dai seama că depășim, că el de-abia ce a intrat în stație. Deci asta însemna că mai durează. Opa, ok. Așa, aici suntem undeva pe la oficiu poștal sau dacă nu mă înșel. Undeva, nu, suntem la liceul CFR aici. Liceul, spitalul CFR, doamne. Ci că liceul CFR, auzi la mine. Spitalul CFR, bine, nu prea cum bine aici în stânga e Micro 5. Bine, o să trecem prin Micro. Mamă, uitați-vă și voi ce BMW. Uite, bă, dacă stai în Buzău și te uiți la video ăsta, să știi că ai un BMW foarte mișto. Da, am înțeles, ăsta s-a băgat fără semnalizeze, dar mă rog, ăsta intră în stație. Aici este Micro 5. Și aici, din câte nu mă înșele, colegiul tehnic sau ceva gen, fix aici unei biserică aia în față, ia parcă. Ăsta parcă e colegiul tehnic. Ăsta de aici. Uitați-vă și voi, ăsta de aici e colegiul tehnic, ăsta.
Și strada asta, nu mai știu cum se numește, strada Horticolei sau ceva gen. Băi, de strada asta iese încolo, care știi, spre pod la Vadu Paș. Băi, frate, zici că e după bombardament. Cratere, tot felul de de-astea. Să te ferească Dumnezeu ce e aici. E teroare, e... Doamne, uitați-vă și voi ce cratere, ce... Doamne, să te ferească Dumnezeu să intri pe aici, că... Cu o mașină, cel puțin cu o mașină de lux, să intri pe aici, că... Să dea dracu, și mă scuzați acum de expresie, dacă nu cred că rămâi cu roțile pe aici, pe gropile astea. Dacă mai vreți episoade cu Loganu sau car vloguri, nu uitați să apăsați acel buton de like, să dați acolo subscribe, că nu vă costă nimic, oricum eu nu fac bani din YouTube, adică n-are de ce să nu dați, că oricum eu nu fac bani, cel puțin la 3000 de abonați, nici n-am cum să fac bani din YouTube. Bun, și astea sunt blocurile din Micro 5, eu stau prin zona Crâng, dacă vă întrebați, astea sunt blocurile din Micro 5, așa, și am luat-o pe strada asta încolo, bă, spre surprinderea mea, strada e bună, dar... ar necesita și câteva investiții. Pe aici, acum câteva zile, a fost un accident ceva gen cu BMW, n-am înțeles, nu prea mă uit eu la știri sau de astea, adică eu rar când pornesc televizorul, dar am văzut pe Facebook că a fost un accident, un BMW X5 a intrat într-un stâlp și râdeau ceva gen că, vezi, Doamne, a intrat stâlpul în BMW sau... Băi, frate, nu mai râdeți, frate, de rău altuia, că dacă erați voi în locul lui sau ei, adică nici vă, mi se pare că în stâlpul ăsta unei autobuzul, dar văd că l-au pus nou. Uite, mi se pare că în ăsta. Nu mai râdeți, nu cred că vă dorește nimeni rău și nici voi nu cred că e bine să doriți rău cuiva, adică na, nu vă mai băgați în de-astea, că nu-i frumos. Na, acum tot felul de oameni, tot felul, dar eu unul spun că nu-i frumos, adică na... Mă, cel puțin aici, între noi, între buzoieni, nu e frumos să râdem, să facem porcării de astea, că na, ține de bunul simț aici. Bă, acum nu știu ce să zic cu vremea asta, a fost cald zilele astea, dar cel puțin am înțeles de la, cel puțin de pe internet, bine, cât v-am spus, eu nu mă uit la vreme sau la știri, după internet am înțeles că nu, că n-ar dura mult căldura și ar veni iar frigul, dar nu mă miră că... Dacă mai țineți voi minte prin 2018, prin martie, mai țineți minte ce zăpadă a dat. Așa că nu mă miră nici acum, da? Eu nu cred, eu zic că vine căldura și să dea Dumnezeu să vină odată căldura, că credeți-mă, m-am săturat să stau așa de îmbrăcat și cu hainele astea groase pe mine. Așa, și ca să vă mai dau un update, dacă a stat până în episodul ăsta aici, nu știu, mulți cred că îl cunoașteți pe The Link, adică The Link de pe YouTube, gamerul, să spunem așa, sau cel care a avut Golful și acum are acela 4. Golful lui l-a cumpărat un băiat de aici, de la mine, din Buzău. Și da, am văzut și eu Golful pentru prima dată. Bine, acum Golful e cumpărat cam acum o lună și ceva, știi? Am văzut Golful prin zona Micro 14, pe acolo, pe la capătul 7, dacă știți. Am văzut Golful, bă... Spre surprinderea mea nu prea m-a uimit, adică mi se părea mai mișto pe asta, pe YouTube. În realitate mi se pare o culoare cam închisă. Pe YouTube mi se părea, ori era spălat, dar pe YouTube mi se părea o culoare, un portocaliu prea deschis, un portocaliu de la Lime, știi? Dar, bă, e șmecher, am văzut, era gen în fața mea unei, am mers și să știți că iar trăgea. Haide să lăsăm și pe el să iasă. Așa. Și, bă, să știți că chiar arată bine, adică, bă, chiar zici că e așa, wow, știi? Adică mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut ce am văzut și... mamă, ce e aici? Nici nu știu acum dacă trec pe roșu, dacă... Habar n-am, că e semaforul deasupra. Haide, frate. Bă, dar nu-l lasă și pe el niciunul, mă. Băi, ce oameni. Haide, mă, lăsați-l, frate, că vreau să te ieși și eu în față. Și țin și pe ăștia din fața mea de aici. Haide. Hai, te rog eu, așa, mersi. N-aveam cum să mă bag, loveam în mașina respectivă. Haide, fumați-mă un pic car vlog-ul și l-oprim, că și așa, cred că am filmat ceva timp. Și mereu mi-ați cerut să vă fac car vlog-uri mai lungi. Și am zis, na, frate, hai, frate, să vă fac car vlog-uri mai lungi. Acum suntem prin zona bazar, unde era bazarul vechi, sau este, nu mai știu. Am înțeles că l-a demolat sau chestii de-astea. Și ne îndreptăm spre zona episcopiei, chiristegii, chestii de-astea. Da. Și cam ăsta e traficul din Buzău la ora 5.
După amiaza, gata, s-a pus roșu, nu mai trecem. Adio. Mai stăm acolo la semaforul ăsta ceva timp. Da. Și cam, bine, aici strada asta încolo duce spre centru, spre centrul orașului, pe unde am trecut noi pe acolo, pe la hotel. Aici duce spre sala sporturilor, iar în față spre strada Transilvaniei, gen dacă te duci fix în față, iar mult în față și la dreapta te scoate la pod, la Mărăcineni și te duci gen cum ar veni spre țară, spre unde stați voi la țară, de exemplu, știi? Ok? Nu știu, dacă vă întrebați de ce țin oglinda aia strâmbă, pentru că mi se vede reflexia de la GoPro și nașpa. Că na, are lentila aia și dacă intră soarele în lentilă, să pune lumina în oglinda și să vezi reflexii după. Și cam aia e. Nu. Hai mă, dă o dată verdele la. Să-mi fie și eu carlogul ăsta. Hai cu verdele, hai de luță de mari. De luță de... Gata. De luță de mari. Eu înainte nu citeam de luță, credeam că e steluță, știi? Gen steluță de mari. Și după am înțeles că e de luță, dar eu zic deci că steluță. Hai că steluță dacă e... Gata, așa am ajuns aici în zona Episcopiei, la cel mai complicat, așa mi se părea mie înainte, cel mai complicat giratoriu din Buzău, dar nu e așa, dacă ești atent. E un giratoriu chiar simplu, uitați și poliția e acolo și poliția ne așteaptă să greșim ca să ne poate da amendă. Da, nu greșim, frate, noi că suntem băieți inteligenți, cum să greșim noi? Haide-i, șarpili, hai. Nu greșim noi, nu greșim. Hai de luță! Că intram și eu. Gata de luță, am trecut de cel mai greu giratoriu, cum se zvonește pe aici prin Buzău. Ui, ușor, frate, dacă știi regulile de circulație, n-ai treabă. Mai zicea unul, a, că eu nu mă duc nu știu pe unde, că e greu. Băi, vezi, înseamnă că nu ești șofer dacă nu știi regulile astea. Nu. No. Oleo. Da, frate, vreți car vloguri mai lungi? N-ai că vă dau eu car vloguri mai lungi. Nu pot să postez chiar în fiecare săptămână, na, că na, am și eu ore online, sunt și eu la facultate, dar, uite, de exemplu, astăzi este joi, am scăpat, am avut doar un seminar online, am stat acolo, na, că ne-a arătat un filmuleț despre comete, despre asta, na, că eu sunt la facultate de geografie și ne-a arătat un filmuleț de astea și da, am reușit. Bă, e ușurel așa să zic la facultate, mai ușor era în liceu, dar e bine că facem online, știi, adică eu am fost anul trecut clasa 12-a, și am prins online în clasa 12-a doar 2 luni atât. Și nu, nici nu le-am mai recuperat. Dar în rest e foarte ok. Hai de luță de mari. Și eu ziceam steluță de mă. Steluț? Hai că steluță dacă ești. Gata. Gata. Hai de luță că prinde ar galben aici. Haideți de luță că ăsta se schimbă repede de luță că eu știu aici câți din Buzău. Hai de luță. Hai că de luță. Oh, hai că se aude dacă e. Dar hai că am evacuare dacă e. Hai că o luăm pe aici, pe la cimitirul Dumbrava că... Nu mai vreau să mai stau la cozile alea de pe bulevard. O luăm pe aici, nu mai știu, strada Democrației sau nu știu cum se numește. O luăm pe aici. Nu. Ceva gen, nu mai știu, strada Democrației. Știu că e cimitirul Dumbrava pe aici, pe
stânga, să zic și eu. Pe strada asta. Uhu! Mamă, dacă iese cu cineva în fața mea, uhu! Uite aici, limită de 30, hai că 30 dacă e. Niciodată, aici în intersecția asta s-au făcut multe accidente, fix aici unde-i stopul. Mulți ca mine n-au acordat prioritate și s-au trezit unul peste altul aici, știți? No. Uite aici, cimitirul Dumbrava și în față e spitalul județean, clădirea aia mare. Așa. Uite ăsta de aici, ăsta e cimitirul Dumbrava. Unii zice că e cu mireasa sau nu mai știu cum era. Mă rog, haideți că trag eu un pic aici pe dreapta ca să opresc și eu carlogul și ne revedem data viitoare. Pa, pa!